Bună ziua, zdraste! Vreau să vă povestesc despre pasărea Phoenix. Este pasărea cea mai slăvită dintre toate creaturile simbolice născocite din misteriile antice. Este o pasăre mitică longevivă, care posedă proprietatea de regenerare din propria cenușă. Legendele spun că pasărea Phoenix a apărut dintr-un ou de aur, ce plutea pe apele oceanului primordial. Este singura din specia ei, deci nu poate să se reproducă. Viața ei este învăluită în mister, din cauza destinului său excepțional, care evocă focul, creator și distrugător din care își trage lumea origine și care își va aduce sfârșitul. Phoenixul este cunoscut într-o varietate de culturi. La chineș, Feng Huang, pasăre roșie, este unul din cele patru animale spirituale, simbol al dragostei nemuritoare. La persani, Simorgh, simbolizează înțelepciunea divină și perfecțiunea umană. La egipteni, Bennu, simbolizează soarele. Chiar și la ruși, Jarptiță, Herodot, Ovidius și chiar Shakespeare și Voltaire mai târziu au scris despre ea. Numele său apare răsunător în muzică, literatură, filme precum Harry Potter, în jocuri video cum World of Warcraft și Guild Wars. Primul care povestește despre Phoenix este Herodot, secolul 5 înaintea erei noastre. El ne oferă o descriere și povestește despre pasărea din Arabia. Acolo ea trăia lângă o fântână. La răsărit se scălda și cânta atât de frumos întrucât chiar zeul Apollon se oprea să asculte. Cântatul avea efecte magice, încurajează, stimulează pe oamenii buni și demoralizează pe cei răi. Lacrimile au efecte lecuitor, vindecă ranile. Phoenixul seamănă ca formă cu vulturul, dar se deosebește prin penajul splendid, colorat, cu pete de purpură și aur. Două culori nobile, ce o face mai frumoasă decât cel mai minunat păun. Cu o coadă lungă, ochii săi scânteiază, de o lumină tainică. În jurul gâtului penele îi strălucesc ca flacăra. Deasupra capului are o creastă roșie, al cărei vârf lucește ca o stea și revarsă în întunericul nopții o lumină senină. Picioarele îi sunt roșii ca purpură de tir. Un cerc de azur îi învăluie aripile, iar partea superioară îi este împodobită cu pene aurii. Are o longevitate extraordinară, 500 de ani. Atunci, când lunga sa viață este pe terminate, ea își simte sfârșitul. Aceasta își face un cuib din plante aromatice și tămâie. Dă foc apoi cuibului, se întinde, arzând odată cu cuibul, dar din cenușa sa se formează o altă pasăre. Noua pasăre o îngroapă pe cea precedentă, punându-i rămășițele într-un înveliș de smirnă și tămâie, ducându-le la sanctuarul din Heliopolis, vechiul oraș din Egipt, care simbolizează orașul soarelui. La creștini, Phoenixul va fi, de la origine încoace, considerat ca o pasăre sacră și deci simbolul unei netărmuite voințe de supraviețuire. Așa cum învierea este un triumf al vieții asupra morții,